Am crezut dimineața că voi găsi la Hyundai o mașină destul de urățică, așa după cum ne-au întâmpinat cei de la Hyundai până acum, dar chiar avem o mașină mișto. E o mașină frumoasă, e o mașină care merge spre segmentul de high class și o mașină care chică. Și folosesc chică așa, nu știu, ca să fac o mică pauză. Folosește music culture. Și o fi asta chică, e vorba de linii pe care le avem aici, vreo 3-4 linii de care se folosesc cei de la Hyundai. Avem farul alături până poate din spate, avem iarăși linia care trece pe deasupra oglinzii, se duce undeva spre bucă mașină și iarăși avem fluiditate a aripii din față, care se duce undeva spre partea de jos a fracului, se ridică pe aripa din spate, se duce undeva sub stopă. 3 linii care pleacă din partea din fața mașinii se prelunge și pe fundul Hyundai-ului nostru. Avem un portbagaj foarte încăpător. Acesta se poate mări prin acumularea celor două tinșe pe care le avem, una aici și una aici. Așadar, de spațiu nu duce lipsa această mașină. Și haideți să vedem cum arată și interiorul. Salut, prieteni! Mă numesc Robert de la eblogauto.info. Astăzi conducem un Hyundai Elantra, pus la dispoziție de cei de la Helios Service, concesionar Hyundai, Focșani. Dacă vreți și voi să testați mașina sau să o vedeți, puteți să vă duceți la showroom-ul lor din Calea Moldovei, cu centura Focșanului, exact vis-a-vis de una. Cum vă spuneam mai devreme, conducem un Hyundai Elantra, cu motor de 1.6 benzină, 132 de cai putere și un cuplu de 158. Mai există o motorizare, dar comercializată în America, de 1.8 și din păcate nu avem nicio versiune visa. Unii ar spune că este un minus a celor de la Hyundai. Eu țin să-i contrazic, pentru că cei de la Hyundai au încercat să pună un motor așa de bun încât să facă față de...
Apoi, direcția e foarte bună. Volanul este, are o direcție electrică și este foarte ușor de manevrat. Cutia are rapoarte scurte, dar precise, care favorizează consumul mașinii. Din datele tehnice ale mașinii poți ajunge undeva la un consum de 5 litri la 100 de kilometri, ceea ce mi se pare foarte bun pentru o mașină cu benzină. Acum, ca biluțe negre, să spun așa, păreri contra. În timpul testului am observat un ruliu lateral, dar care nu deranjează. Demarajul, neavând turbină la mașină, este mai slăbuț, dar cuplul motor îți permite depășiri și demaraje destul de bune totuși. Și cam asta ar fi, pe scurt. Restul veți citi pe articolul pe blogul nostru, eblogauto.info. La revedere!